crește dramatic numărul infectaților și al deceselor din cauza COVID-19. Ne-am relaxat prea mult după scăderea numărului de cazuri, iar consecințele se văd deja. Spitalele sunt din nou pline și de aproape o săptămână cifrele cresc în fiecare zi cu fiecare restricție eliminată. Președintele Iohannis spune că nu exclude ca ultimă soluție o nouă stare de urgență.320 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, iar tendința nu pare să fie una descrescătoare. Înainte de noua relaxare, numărul cazurilor era frecvent sub 200. În doar o săptămână a sărit și se menține peste 300. Sunt îngrijorat, fiindcă am văzut în ultimele zile, în fiecare zi, un număr, zic eu, mare de noi pacienți care sunt infectați cu noul virus. Virusul nu pleacă în vacanță, nici în concediu. Virusul este în comunitate. Și numărul deceselor începe să crească după două săptămâni în care era relativ constant. Azi au fost raportate 22 de decese. Astăzi, de exemplu, avem 178 de pacienți în terapie intensivă. Ieri erau mai puțin, alaltă ieri erau mai puțin. Deci astea sunt creșteri în pacienții de terapie intensivă. De acolo, o parte din ei, din păcate, nici măcar nu reușesc să treacă prin boală și decedează. Președintele nu exclude să revenim la măsurile drastice care erau valabile în starea de urgență. Feriți-vă de virus! Au rămas în vigoare măsuri simple, de bun simț și foarte importante. Nu ne dorim reinstaurarea unor restricții decât în situația în care vedem că numărul de infecții crește foarte mult și nu avem încotro. Brașov este județul în care au explodat cazurile de COVID-19 în ultimele două săptămâni. Am reușit să stabilim, să ducem curba în platou, pentru că am respectat măsurile și după ce ne-am relaxat. Spitalele sunt aproape sufocate de pacienți. Nu este zi în care să fie mai puțin de 20 de cazuri. Sunt diverse și agenții economici care și-au testat angajații odată cu începerea reluarea lucrului și atunci s-au găsit mulți pozitivi, ca atare au crescut și numărul de internări. Ministrul Sănătății crede că situația s-ar putea repeta și în alte zone din țară. Deocamdată restricțiile sunt doar la nivel local. În unele situații s-au identificat cazuri încât s-a decis inclusiv închiderea companiei respective. Da, clar, în spațiile unde sunt oamenii aglomerați în birouri, riscul este mai mare. Chiar managerul și directorul medical al celui mai mare spital din județ au fost depistați pozitiv. S-au efectuat tot ce înseamnă partea de dezinfecție a spațiilor administrative în care își desfășurau activitatea cei doi directori. Personalul administrativ cu care posibil să fi venit în contact este testat la ora asta și vom avea rezultate. România are aproape același număr de cazuri noi ca Italia sau Spania, țări cu număr de locuitori chiar și de 3 ori mai mare. Situația devine dramatică și în Bulgaria, unde mulți români au plecat deja în concediu. În ultimele 14 zile s-au înregistrat aproximativ 70 de cazuri noi de coronavirus pe zi. Asta înseamnă peste 10 cazuri la 1 milion de locuitori, dublu față de limita stabilită de România. Astfel, Bulgaria ar putea intra de luni pe lista țărilor din care la întoarcere trebuie să stăm în izolare 2 săptămâni.